Bună dimineața, ora 11, urcăm pe Transbucegi. Hadi, la treabă! Ia uite ce stânca! Ala de la vârful cu două! Ce mă te faci? Cardio! Muncă! Hai la muncă! Că așa să ține inima în formă. Hari! Let's fucking go! Ia uite ce scrie. Ești în locul potrivit. Nu știu ce să zic. Oare are dreptate? Eu zic că da. Hai să avem drumul. În continuare am ajuns aproape la cabana de Chiu, acolo peste deal. Cabana de Chiu. Beautiful. O zi minunată. Am făcut o oră jumate până aici. Până într-o oră jumate. Super. Mai mâncăm un sandwich și... îi dăm spre nord. Asta mi-aduce aminte de tura cu schiurile până la om. Ia uite ce. România. Just a little bit. 2 ore și 20 de minute până aici. Am ajuns cam sus. La Piatra Arsă. Dăm încolo pe drum. Acolo Caraiman, vârful Coștila, Baba Mare și aici Babele. N-am mai trecut pe acolo, fiindcă sunt ai noștri, cum s-ar zice. Și nu-mi place, mi se face rău, fiindcă e plat, e prea plat pe acolo. Tocmai ne-a oculit ploaia, deci acolo plouă de rupe în două la Sinaia. No. Și acum noi avem un plan foarte bine stabilit. Dacă începe ploaia, toți fraierii să bagă la Babele, că acolo sunt. Eu dacă începe ploaia, mă duc frumos la Baba Mare, tot ce trebuie. Dar aici o să vină câțiva. Deci e bine. Dar nu începe. Dar așa frumos, așa frumos și vremea plăcută, încercăm la omul, vedem. Dacă nu, mișcare e mișcare, cum s-ar zice. Deci tot ce trebuie, hai să-i dăm bice și bătaie. Au venit norii. Au venit norii. Ia uite, Coștila nici nu se mai vede. Coștila era pe aici, undeva. Da. Încercăm să mergem spre Coștila. Pare că nu plouă. Pare. Valea Ialomiței. Valea Ialomiței. Ia uite, încă un biker. Sau. Ia uite, Valea Cerbului aici. Valea Cerbului cu Postăvarul, cu Piatra Mare. Ah, și acolo mergem noi, acolo e Coștila. A început să picure. Just a little bit. Nu pare să înceapă prea rău. Ah, mergem așa, e călduț. Hai să dăm, ce aia să facem? Mai dăm un pic, mai avem o leacă. E plimbare, hai. Acele morarului. Acele morarului. Și aici priponeala sub noi. Sub noi priponeala. A început plăișică, o plăișică mică. Stă aproape de releu. E acolo? Hai că să se linează. Să se linează. Hai să dăm bici. Am ajuns la releu Coștila, acolo e colțul Mârșiei. Și aici are releu bicicleta mea, stânga. Și aici releu, cel mai înalt punct artificial de din România. 1590 sau 80 și nu știu cât. Sau da, ceva de genul ăsta. N-am mai fost la omul, voiam să mergem la omul. Da, am zis că e mai cum să zic eu, e mai fluent până aici. Și că e drum. Acolo la omul mai era potecă mai. Și până la urmă mișcarea e mișcare. Da. Indiferent unde ajungem și am zis: "Bă, Coștila ai 2490.
Omul 2507. Sunt mulțumit cu diferența asta de 17 metri. Na, deci e ok. Bun. Hai, ne punem GoPro-ul și dăm spre coborâre. Ia uite, ia uite alpiniști pe bâna Marea Coștilei, aici este Valea Mălinului, pe care am făcut-o acum o lună aproximativ, asta este. Sunt curios de unde începe zăpada, acolo e colțul și dintele Mălinului, mi se pare, acolo accesul spre Acele Moranului, omul care este în ceață, da, e bine că s-a ridicat ceața, s-a ridicat la noi. Da, frumos! Ce frumos e la munte! Bă, dar ce fain să văd oamenii acolo! Sunt curios dacă ori vedea videoclipul. Hai, sunt curios! Aute coada! Aute coada! Coada la cabină! Cum să dai 100 de lei să cobori? Auzi tu, când e vremea frumoasă! Lasă! Mai face lumea sport. Hai, ce coadă e. Hai că e ok pe drum, se putea și mai rău. Pardon! Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Am coborât, am spălat și bicicleta. Au, ce fain e! Deci că eu o pun la vânzare. Numai bun. Ha. Și mergem și mâncăm. Acum câteva zile eram la Casino Monte Carlo, acum suntem la Casino Sinai. Asta este, ce zic. Fiecare boschetar are Dumnezeului.